Bine v-am găsit, stimați oameni buni, iată la a patra ediție a tradiționalei sărbători a comunei dumneavoastră, Sfinții Constantin și Elena. Și în acest an, ca în anii trecuți, așa cum v-a obișnuit pe dumneavoastră și cum ne-a obișnuit pe noi artiștii, bunul dumneavoastră primar aduce astăzi o rază de bucurie, o după amiază și o seară târzie până noapte de petrecere, pentru că nu-i așa, prieteni, este zi mare de sărbătoare, iar dumneavoastră, crâmpăienii și ceilalți din comunele învecinate, meritați asemenea distracție pe măsura muncii pe care cu atâta hărnicie și dăruire o depuneți. Încă o dată la mulți ani tuturor de ziua comunei dumneavoastră și am plăcerea să invit în aplauzele dumneavoastră și cu mulțumirile tuturor artiștilor pe scenă, pe primarul dumneavoastră, Ionel Mirea. La mulți ani, Crâmpăia! Doamne ajută! Mulțumesc, Romica! Bună ziua și Hristos a înălțat! Stimați invitați și dragi consăteni, mă bucur mult că sunteți prezenți astăzi aici, într-un număr atât de mare, și vreau să vă urez un bun venit tuturor la cea de-a patra ediție a Zilei Comunei. Este o zi mare, o zi de sărbătoare, și cu această ocazie vreau să urez la mulți ani, multă sănătate, bucurii și tot binele din lume celor care astăzi sărbătoresc ziua de Constantin și Elena. De asemenea, astăzi este înălțarea Domnului și comemorarea eroilor căzuți la datorie. Astăzi n-aș vrea să vă plictisesc cu realizările pe care eu împreună cu echipa din primărie și Consiliul Local le-am avut în acest an și nici să politizez această frumoasă zi. Însă vreau să vă anunț că astăzi avem oaspeți de seamă din Marele Partid Liberal și vreau să le dau numele și să-i invit pe scenă pe doamna Sulfina Barbu, doamna ministru Sulfina Barbu, doamna copreședintă a organizației de femei PNL, doamna Cristina Trăilă. Vreau să vă spun că aceste două doamne au fost împreună alături de noi și la bine, dar mai ales la greu. De aceea, pentru prima dată în istoria comunei, am privilegiu și onoarea să ofer titlul de cetățean de onoare ambelor doamne ca să fie alături de noi cu acte în regulă. De asemenea, putem să oferim și câte un lot de teren în vederea construirii unei căsuțe de vacanță. Așa. Să nu vă mai treacă prin cap să mă luați la București, doamna Cristina. Așa. Atunci să trecem la treabă. Cristi, te rog să oferi câte un trofeu, un buchet de flori. Aplauze și felicitări pentru acest gest frumos. Un gest pentru niște oameni care au fost, sunt și vor rămâne alături de primarul dumneavoastră și dumneavoastră pentru dezvoltarea comunei Crâmpăia. Felicitări și încă o dată aplauze pentru implicarea acestor minunate doamne alături de echipa din primărie și primarul dumneavoastră. În continuare, vreau să invit pe scenă alături de noi prieteni dragi senatori din județul Mehedinți, domnul Marius Bălu. Oltenii tot oltenii, aproape vecini. Bineînțeles. Domnul senator Marinică Dincă, din județul Dolj. Domnul senator Gavrilă Ghilea,
senator de Bihor, emisar al domnului Blaga, trimis în Nolt, doamna Carmen Arsenie, membru în Comisia de Etică și Litigii a PNL, și să trecem și la județul Olt. Doamna copreședintă a organizației județene Olt și soția mea, Mirea Siminica, vedeți, cu ea am cele mai mari emoții. Domnul copreședinte Gigel Știrbu, domnul ministru, și nu în ultimul rând, doamna Dana Niculescu, secretar general executiv al PNL București. Înainte de a da cuvântul, vreau să salut prezența alături de noi a prietenilor mei, primari și viceprimari din comunele învecinate Șerbănești, Nicolae Titulescu, Ghimpețeni, Izvoarele, precum și a prietenilor din mediul de afaceri al județului Olt și nu numai, mediul bancar, sănătate, al presei și televiziunilor din județul nostru, cărora le mulțumesc că au fost întotdeauna alături de noi la fiecare eveniment. Acum vreau să dau cuvântul domnului Gavrilă Ghinea. Domnule primar, dragi locuitori ai comunei Crâmpoaia, stimați invitați, am venit cu multă bucurie pentru a fi astăzi alături de dumneavoastră și a sărbători împreună ziua comunei Crâmpoaia, și pentru care țin să mulțumesc domnului primar. Dragi cetățeni, vă mărturisesc că sunt pentru prima dată în această zonă. Soarta a făcut ca astăzi să ajung aici, dar vreau să vă spun că am rămas foarte plăcut impresionat de ceea ce am văzut aici, în zona dumneavoastră și mai ales în Crâmpoaia. Hărnicia cetățenilor acestei localități se vede din momentul în care te apropii de localitate și vezi cum arată câmpurile și terenurile dumneavoastră, iar după aceea, în momentul în care intri în comună, gospodăriile, care sunt foarte frumos aranjate și bine întreținute. Toate acestea reflectă hărnicia dumneavoastră, bună organizare, și pentru care țin să vă felicit pe toți și pe domnul primar, care este în fruntea obștii. Am convingerea că nu o să vă opriți aici, că lucrurile bune care le-ați făcut le veți continua, iar domnul primar o să fie alături de dumneavoastră și o să vă îndrume așa cum trebuie. Vreau să vă urez multă sănătate, bucurie și succes. Iar celor care poartă numele de Constantin sau Elena, să le urez la mulți ani. La mulți ani, Crâmpoaia! Domnul Marinică Dincă. Hristos a înălțat! În urmă cu un an am venit aici la dumneavoastră și spuneam, printre altele, că întotdeauna e bine să te gândești la viitor, la copiii noștri, la copiii dumneavoastră, la viitorul nostru al tuturor. Viitorul nu poate fi făcut decât dacă muncim astăzi pentru copiii noștri, iar aceștia la un moment dat să ne aducă o bucurie. Primarul dumneavoastră astăzi muncește pentru copiii noștri ai tuturor. Vedem aici lângă noi copii, vedem în
fabrica domniei sale oameni care muncesc pentru copiii lor, iar lucrul acesta ne bucură pe toți. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră aveți copii, aveți nepoți și pentru ei munciți. Iar așa cum am discutat cu primarul mai devreme, și dumnealui tot pentru același lucru muncește. Îl felicit, vă felicit că gândiți așa. Vă mulțumesc mult pentru invitație și vă urez tuturor celor din Crâmpoia la mulți ani și multă bucurie. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Doamna Sulfina Barbu, doamna ministru. În primul rând vreau să vă spun tuturor Hristos a înălțat, să vă spun tuturor la mulți ani că este ziua comunei dumneavoastră într-o zi de sărbătoare și vreau să vă mărturisesc că am lăsat pe cineva drag care poartă numele de Constantin ca să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Îmi face mare plăcere să revin în comuna Crâmpoia pe care o știu de mai mulți ani de zile și vreau să vă felicit pe toți că ați făcut o alegere bună atunci când v-ați ales echipa care a realizat niște lucruri frumoase în comună. Știu cum s-a făcut centrul educațional, știu cum s-a făcut centrul de sănătate, care este foarte important pentru dumneavoastră, dar și pentru cetățenii din comunele învecinate. Știu cum au început proiectele privind alimentarea cu apă și sunt supărată că, din păcate, trenează foarte mult. Și apa nu este un lux, apa nu are culoare politică, este o necesitate pentru fiecare dintre noi. Sper ca cei care sunt responsabili să sprijine mai mult comuna dumneavoastră, că vă sprijină pe dumneavoastră de a avea acces la un serviciu absolut necesar în orice localitate din Europa. Dar cel mai frumos lucru la dumneavoastră în comună, și așa cum se vede și aici, și pe care l-am remarcat, este că aveți foarte mulți tineri și copii. Ce înseamnă asta? Înseamnă siguranța de a rămâne în comună, înseamnă locul de muncă. Și felicit aici reprezentanții comunei dumneavoastră care au avut curajul să investească și să creeze locuri de muncă. Este cel mai liberal mod de a ajuta comunitatea. Pentru noi, Partidul Național Liberal este un model de dezvoltare locală. Da, așa trebuie să se dezvolte comunele României. Să fie create locuri de muncă, oamenii să aibă siguranța zilei de mâine, să-și permită să aibă o gospodărie, să-și permită să facă și copii și să rămână într-o comună în care aveți acces la servicii pe care le avem și la oraș. Aveți și bancă, aveți și farmacie, aveți și centru de sănătate, copiii pot să învețe o meserie aici, la ei, în comună. Sper să aveți acces și la celelalte servicii atât de necesare și am amintit doar unul dintre ele, și anume cel privind alimentarea cu apă în toate gospodăriile comunei. Vă urez încă o dată la mulți ani, vă felicit pe toți, pentru că înțelepciunea este dovedită de oamenii pe care și pun în slujba obștii. Cetățenii cu drept de vot, atunci când își aleg cu înțelepciune, beneficiază și ei și este un principiu liberal pe care sper să reușim să-l implementăm în toate comunele României. Locul de muncă. Încă o dată la mulți ani, vă mulțumesc din suflet și mă simt și eu alături de dumneavoastră începând de astăzi. Am mare onoare să fiu cetățean de onoare al comunei Crâmpoia. Încă o dată la mulți ani! Vă mulțumesc mult, doamna ministru. Doamna președintă Cristina Trâilă, vă rog. Mulțumesc, domnule primar, dragi crâmpoieni! În primul rând, Hristos s-a înălțat! La mulți ani vă doresc, așa cum vă doresc în fiecare an, și să știți că de acum încolo, pentru că m-ați făcut cetățean de onoare al comunei dumneavoastră, nu scăpați de mine, cum nu veți scăpa nici de domnul primar. Și vă spun acest lucru pentru că dacă acum câțiva ani vă spuneam că l-aș lua la București să-l fac primarul capitalei,
acum, în calitate de cetățean al Crâmpoei, nu mai permit acest lucru. Și am să fiu alături de dumneavoastră și de domnul primar în fiecare proiect pe care vrea să-l desăvârșească aici, pentru că de fiecare dată când vin, observ o schimbare. Și observ o schimbare în bine. Am fost acum ceva vreme, nu de mult, în comuna dumneavoastră și iată m-am întors și văd că s-a asfaltat drumul. Nu e puțin lucru într-o comună din Olt, după cum știți, într-un loc unde nu toate astrele vă sunt favorabile. Vă doresc încă o dată la mulți ani de ziua comunei, să fiți împreună alături de primar în tot ceea ce vrea să facă aici alături de dumneavoastră și pentru dumneavoastră și să ne revedem cu bine la anul. La mulți ani! Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici și pentru sprijinul necontenit pe care mi l-ați oferit ori de câte ori a fost nevoie. Vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de noi. Scuzați-mă, pe domnul ministru Știrbu l-am uitat. Domnul ministru, aveți onoarea să răspundeți câteva cuvinte, scuze. Mulțumesc, domnule primar. N-avea nimic. Nu se întâmpla nimic dacă nu vorbeam. La Crâmpoi am vorbit mai devreme, la Coteana și de-abia mai țin vocea. O să fiu foarte scurt, pentru că dumneavoastră n-ați venit aici neapărat să ne ascultați pe noi. Ați venit aici să trăiți o zi frumoasă pentru dumneavoastră, pentru cei de acasă, pentru copii și nepoți, să vă vedeți nepoții, iată, astăzi, pe scenă, dansând frumoasele dansuri oltenești. Dragi locuitori ai comunei Crâmpoia. Vine o zi în fiecare, în istoria sau în viața fiecărei localități în care cu mic, cu mare, mai în vârstă, mai tânăr, lăsăm lucrurile gospodăriei deoparte și ne unim cu toți, iată, astăzi, pe această suprafață, acest teren de fotbal, unde a fost amenajată această frumoasă scenă, unde veți urmări probabil mari artiști ai județului. Așa cum spuneam, lăsăm toate la o parte să ne întâlnim cu vecini, cu prieteni, cu rude, cu apropiați. Să depănăm amintiri, să vorbim despre viitor, să ne bucurăm, să ne vetelim cu toți. Acest lucru este, putem spune, poate cea mai importantă zi a comunității într-un an de zile. Viața, neapărat în Crâmpoia, dar viața în județul Olt, cum spunea parcă doamna Trăilă mai devreme, e mult mai grea decât în județul Bihor, domnule senator. Viața în județul Olt este mult mai greu de dus decât în oricare din județele României. Și știți destul de bine, de 25 de ani acest județ este condus, de cine este condus? De 25 de ani, și îmi cer scuze, domnule primar, a spus că nu facem politică, dar fiind om politic și văzând județul Olt și trăind aici de atâta amar de vreme, nu pot să nu spun aceste lucruri în această zi frumoasă. De 25 de ani județul ăsta este sub o cizmă. De 25 de ani noi muncim și în loc să profităm fiecare dintre dumneavoastră, să profite de munca noastră a tuturor, profită alții. Ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă în județul Olt. Sper că nu se vor opri aici lucrurile. De aceea, dragii mei, vine un moment și momentul acela este anul viitor, când fiecare dintre dumneavoastră trebuie să analizați lucrurile cu mare discernământ. Atunci când veți merge în acea zi la vot, trebuie să vă gândiți ce e mai bine pentru mine, pentru copiii mei, pentru vecinii mei, pentru rudele mele. Ce e mai bine? Promisiuni deșarte, vorbe în vânt sau fapte? Fapte care s-au demonstrat a se întâmpla în comuna dumneavoastră. În această zi frumoasă, cu triplă semnificație, și anume înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, aniversăm, sărbătorim Sfinții Împărați Constantin și Elena și pe această cale urez tuturor dintre dumneavoastră și tuturor rudelor și apropiaților dumneavoastră care purtați numele acestor Sfinți Împărați la mulți ani, viață frumoasă, îndelungată și îmbelșugată. Dar totodată, dragii mei olteni, vreau să vă mai spun un lucru. Astăzi putem spune chiar prăznuim, sărbătorim Ziua Eroilor.
ziua în care cei dinaintea noastră și-au dat osul de jertfă pentru ca noi astăzi, la Crâmpoia, la Topana, Făgețelu, Nicolae Titulescu sau în alte localități ale județului, să ne întâlnim liberi, să vorbim între noi românește, să sărbătorim. Acești oameni, dragii mei, conjudețeni, trebuie sărbătoriți astăzi. Fiecare comună din acest județ a dat prin osul său de jertfă. Oameni dinaintea noastră, în cele două conflagrații mondiale, și-au jertfit viața ca noi astăzi să fim în fața dumneavoastră și dumneavoastră în fața noastră. În încheiere vreau să vă urez din toată inima să aveți încredere în echipa de conducere de la Primăria Crâmpoia, să aveți încredere în echipa Partidului Național Liberal, care, iată, astăzi, în această săptămână, prăznuiește 140 de ani de la înființare. Istoria acestui partid se confundă cu istoria României. Astăzi, ca să vedeți și dumneavoastră cât de importantă este conducerea primăriei dumneavoastră, un număr extraordinar de oameni, de mare de oameni din diverse locuri ale țării au venit ca să fie alături de dumneavoastră și de primarul și Consiliul Local pe care dumneavoastră l-ați ales. În încheiere, vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Sper din toată inima să mai primesc invitații la Crâmpoia de acum înainte și la mulți ani, dragi crâmpoieni! Vă mulțumesc, domnul deputat. Vă mulțumim pentru vorbele frumoase. Mulțumesc tuturor. Vă doresc distracție frumoasă în continuare. În continuare, dragii mei, tot pentru prima dată în istoria acestei comune, vreau să nominalizez și să premiem primele 11 cupluri care au peste 50 de ani de căsătorie. Și aș vrea, în sensul acesta, să dau lista domnului Romică și să invite rând pe rând câte unul, iar eu să ofer diplomele. Celor care merită. Da. Da, să le prind eu așa. Domnul Dumitru și Anastasia Manda. Sunt onorat, domnule primar, să particip la acest eveniment emoționant. Aplauze pentru acești oameni minunați, care la bine și la greu au știut și știu să stea împreună o viață întreagă. Un exemplu pentru tineri care, din păcate, ați văzut cum dau de greu să duc la tribunal la divorț. Nu! Sunt soluții și acești oameni minunați le-au demonstrat. Dumitru și Anastasia Manda! Recunoștința comunității din Crâmpoia pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Scuză-mă, Romica, un pic. Invit alături de mine pe sponsorul acestui eveniment, domnul Ciobanu, domnul președinte Ciobanu, care are ceva de înmânat pentru fiecare cuplu. Aplauze și pentru domnul Ciobanu. Fără sponsori, asemenea acțiuni de amploare, stimați prieteni, ar fi aproape imposibil. Galul din Ghimpețeni, reprezentat prin domnul Ciobanu, este domnul sponsor Manda. Și oferă fiecărui cuplu câte un premiu în bani. Iar din partea mea câte o diplomă de excelență. Domnul Dumitru, vă doresc multă sănătate și numai bucurie. Aceeași diplomă de recunoștință pentru Ion și Zamfira Modroiu. 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, o viață de om cu bune și rele. Să le urăm mulți ani înainte. Ion și Zamfira Modroiu. Să-i spunem la mulți ani și sponsorului nostru, domnul Constantin Ciobanu, de la grupul de acțiune locală GAL Ghimpețeni. Căruia îi mulțumim din suflet pentru sprijinul pe care l-a acordat Comunei Crâmpoia. Mulțumim, domnul președinte.
Pe lângă diploma oferită de Consiliul Local și Primărie, domnul Ciobanul Cigal, sponsorii acestui eveniment, oferă și o sumă de bani. Aceeași diplomă pentru Stancu și Gherghina Ceaușu. Pentru Ion și Zamfira Modroiu, care nu au putut să deplaseze, să le urăm sănătate, sunt în vârstă, a venit un reprezentant. Cine sunteți? Nura, Nura. Cum e soacra? Bătrână. E Nura, ci că soacra e bătrână. La mulți ani. Stancu și Gherghina Ceaușu. Căsătoriți în 1951. Mulți ani înainte să le spunem și noi. Poftiți diploma. Și urările de la mulți ani cu multă sănătate și felicitări că aveți o nepoată de renume în Partidul Național Liberal, Organizația Județeană Olt, pe Ana. Felicitări! Multă sănătate și la mulți ani! Din 1953 trăiesc împreună Gheorghe și Anuța Lecu. Mulți ani înainte! La mulți ani, mamaie, multă sănătate și tot ce vă doriți pe lume. Dai, Gheorghe, sănătate și toate cele bune. Domnul președinte, un plic pentru dumnealor. În plic sunt bani. Bineînțeles că plicul ajunge imediat cum coboară la muiere, că așa e regulă la noi. Sper să nu-i impoziteze ponta, da? Nu, nu neapărat, pentru că sunt de la domnul Ciobanu. Sandu și Maria Sora, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Hai, neasândele, cum erai matale flăcău și o căutai pe tanti Maria pe uliță. Aplauze și pentru această familie, Sandu și Maria Sora. Aplauze pentru toți, de altfel să luăm exemplu, pentru că nu e ușor lucru să trăiești atâția ani. Bine ați venit, Sandu, multă sănătate și la mulți ani. Gheorghe și Elena Alexandru, la mulți ani, tanti Elena! Și pentru 50 de ani de căsătorie și pentru ziua dumneavoastră. Foarte bine sunetul. Un mare ceva, o primire. Pentru că oamenii ăștia merită mult. La mulți ani, sănătate și toate bune bucurii. Și din partea domnului. Familia Marin și Gheorghița Gheorghe sunt de asemenea premiați de Consiliul Local și Primăria Crâmpăia și de GAL Ghimpețeni. Poate ajung între timp. Ion și Silvia Pavel primesc distinția comunității locale pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. La mulți ani și dumnealor! Bine ați venit! La mulți ani și multă sănătate! Numai bine! Și dumneavoastră vă mulțumesc! Alexandru și Ioana Olteanu, diplomă de excelență pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. La mulți ani! Alexandru și Ioana Olteanu. Ușor, ușor. La mulți ani, Alexandre, multă sănătate și numai bucurii vă doresc. Numai bine. Din partea mea, o diplomă de excelență și din partea domnului președinte, un premiu în bani. Iar din partea dumneavoastră, aplauze! Aplauze și susținere! Să dea Dumnezeu ca acei tineri să vină peste 50 de ani în aceeași poziție, să primească recunoștința comunității, așa cum vor primi acum Flora și Maria Dobre.
Am rugat dansatorii tinerii să-i ajute un pic la scară, că parcă vă văd când veți ieși la pensie de la căluș, că vă dăm diplomă de 50 de ani de călușar. Așa să fie. Bine ai venit, Florea. Multă sănătate îți doresc și numai bine. Sper că nu te-am dezamăgit niciodată, nu? Niciodată. Așa ne. Și nici nu. Și nici dumneavoastră. Primarul dumneavoastră nu a dezamăgit pe nimeni niciodată. Dar în modestia dumnealui încearcă întotdeauna să-și ceară scuze. Nu aveți de ce, domnule primar. Aveți o comunitate frumoasă, vă merită și meritați. Vasile și Alexandra Bustuchină. Diplomă pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Hai, Nea Vasile, mai voinic, ai făcut armata la 3 volt. Bine ați venit, domnul director Buzuchină. La mulți ani, multă sănătate. Felicitări. Și tot ce vă doriți dumneavoastră. Salutări și doamnei de acasă. Știu că n-a putut să ajungă. Vreau să vă spun tuturor că domnul director a lucrat mulți ani în cadrul școlii Crâmpoia, în special ca director de școală, și a făcut onoare școlii și comunei Crâmpoia. Îl stimez și pentru mine este o pildă în viață și un mentor. Vă mulțumesc și vă doresc. Cu atât mai multe felicitări pentru domnul Bustuchină, pentru că iată, generații și generații din această localitate au descoperit lumina scrisului și a cititului cu acest minunat dascăl. Vreau să vă spun că dumnealui a împlinit 62 de ani de căsătorie și toți ceilalți au depășit 50. Pentru anul viitor o să continuăm această acțiune până când ajungem la zi, după care îi vom aniversa în fiecare an pe cei care împlinesc în anul respectiv. De asemenea, pentru anul viitor mi-am propus să premiem și să scoatem în relief și fiii satului. Avem mulți oameni de valoare care merită să-i aducem mult mai aproape de noi, să le recunoaștem meritele și să le cerem și sprijinul, dacă se poate, pentru binele comunității și al comunei. Mulțumesc mult, Robică! Eu vă mulțumesc! Cu acestea fiind spuse, dau ton petrecerii și începem cu ansamblul folcloric Cântecele Boianului, înființat în 2012, de când eu am venit la primărie. Mulțumesc încă o dată, la mulți ani tuturor și distracție plăcută în continuare. Mulțumesc mult! Domnul primar, documentele sunt secrete, nu mă uit mai departe. Mulțumesc. Aplauze pentru primarul dumneavoastră, Ionel Mirea. La mulți ani, multă sănătate și petrecere frumoasă în continuare. Să coborâți cu mare atenție, vă ajută doi băieți acolo. Și aplauze pentru acești minunați oameni. Sunt înaintașii celor tineri, iar cei tineri să-i găsim pe scena asta peste 50 de ani și, cum a spus domnul primar, și peste un an, din an în an și așa mai departe. Spunea primarul dumneavoastră și are dreptate, pentru că de-aia ne-a durat rămacilea, că urmează distracție, stimați oameni buni, într-o zi de sărbătoare ca astăzi, meritați. S-a străduit primarul dumneavoastră să ofere astăzi mai mult decât anul trecut, mai mult decât în anii ceilalți de această zi a Sfinților Constantin și Elena. Un spectacol care va dura până târziu noapte, când vrem să rămâneți aici pentru că veți avea un superb foc de artificii, cum n-ați mai văzut până acum, vă promit eu și vă promite primarul că așa este. Până atunci însă, începem prima parte a distracției de Sfinții Constantin și Elena, ediția a patra a sărbătorii comunii dumneavoastră, cu evoluția invitaților din comunele învecinate, care nici în acest an nu vă lasă și vin aici să vă distreze. Vor veni ansambluri de la Văleni, de la Ghimpețeni, de la Șerbănești, din Dobrotești, de Teleorman, nu e foarte departe, dar sunt ai noștri și ei, sunt teleolteni. Vor fi mai multe surprize, sigur că de an a doua parte veți avea recitaluri de excepție, asigurate de bunul nostru prieten și al dumneavoastră, Constantin Măgureanu, pe care vă rog să-l aplaudați de acum.
Ce nu vine singur, că nu vă lasă el singur niciodată, o să vină cu netasoare, Ileana Lăceanu, Maria Ghinea, vor veni la invitația primarului Nina și Nicu Spânu, va veni grupul vocal din Drăgănești Tolt. Avem o nebunie întreagă astăzi și dumneavoastră trebuie să stați, berea e rece, micii sfârie, să începem așadar petrecerea pentru că meritați. Cum spunea domnul primar Mirea, deschidem așa cum stă frumos un orgazde cu gazdele. Ansamblul folcloric Câmpia Boianului din comuna Crâmpoia s-a înființat în 2012, imediat după ce domnul Mirea a venit primar aici. A fost poate una din primele priorități, să redea comunității locale identitatea culturală și tradiția care se cam pierduse. Foarte bine, pentru că a recuperat-o prin acești minunați copii care deja într-un an s-au făcut cunoscuți la nivel național. Au fost la televiziuni, au fost la festivaluri naționale. Ultimul trofeu laureat al Festivalului Călușului Românesc l-au câștigat copiii dumneavoastră. Și asta pentru că au și un instructor coreograf extraordinar, un profesionist desăvârșit, în persoana prietenului meu, Marian Stănescu. Vă rog să-l aplaudați pentru că el, în toată zona asta, susține formațiile de copii. Directorul ansamblului, Diana Ceaușu. Și bineînțeles, coordonatorul din toate punctele de vedere, primarul dumneavoastră, Ionel Mirea. O suită mixtă și un dans de fete. Acompaniamentul muzical este asigurat la vioară de Ionel Ferraru, zis Oneață. Ansamblul Câmpia Boianului din Crâmpoia.
între craci, nu știu așa. Păi crac la crac. Între craci. Luăm pe una la o din Crâmpoia. Mai tare. Și mai tare. Să vă trăiască. Să știți că ei sunt buletinul de identitate al acestei localități. Pentru că oriunde în țară și în lume, o comunitate fără tradiții, fără datini, fără obiceiuri, fără cineva care să reprezinte acele tradiții, nu are identitate. Vă să zic că ei, copiii dumneavoastră, reprezintă identitatea dumneavoastră. Încă o dată aplauze pentru ansamblul dumneavoastră, pentru maestrul Marin Stănescu și, bineînțeles, pentru susținătorul ansamblului, primarul dumneavoastră Ionel Mirea. Și mai tare, mai tare că nu mai dă banii după aceea, că n-am făcut treabă. Așa, mulțumesc. Vecinii, cum spuneam, nu vă lasă anul ăsta și vin aici la distracția dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră mergeți la vecini când au momente atât de frumoase cum este acesta de la Crâmpoia astăzi. Vine să evolueze în fața dumneavoastră ansamblul Dorofei din comuna Nicolae Titulescu.
instructor coreograf al ansamblului Costică Ispas, unul dintre cei mai vechi coreografi din județul Olt și prieten al meu. La mulți ani, Costică! Directorul ansamblului Ștefan Gonță, coordonator, bunul primar din Nicolae Titulescu, prietenul dumneavoastră și al primarului dumneavoastră, Florian Tutiu. Ansamblul Dorofei din Nicolae Titulescu. Thank you.
Aplauzele dumneavoastră pentru ansamblul de dansuri Dorofei din Nicolae Titulescu. Aplauze de asemenea pentru coregraful lor, Costică Ispas. La mulți ani, Costică, să ne mai aduce ansambluri de copii atât de frumoase. Uite că sunt în stare să mă ia și pe mine la dans, dar am îmbătrânit. Bravo, copii! Așa, avem o rugăminte de la televiziuni. Colegii mei de la televiziunea OLTV, Cătălin Vârșă și Silvia Diaconu, colegii mei de la televiziunea online VGTV, Georgiana și Viorel Raicu, vă roagă frumos să nu mai treceți prin fața scenei, pentru că acest spectacol va fi transmis și online, și pe televiziunea OLTV, și ar fi păcat să nu se vadă ce frumos se întâmplă aici pe scenă, da? Mai ales copiii, nu mai treceți pe aici, ocoliți așa, da? Ei, fiindcă ne înțelesărăm, continuăm. Stimați prieteni, lângă dumneavoastră la Văleni, peste aproximativ o oră, o să înceapă de asemenea un spectacol câmpenesc organizat de Primăria și Consiliul Local Văleni. În avantpremieră au trimis însă aici, la sărbătoarea dumneavoastră, o formulă artistică pe care eu personal am descoperit-o în urmă cu vreo 2 ani la festivaluri și mi-a plăcut teribil. Este vorba de 3 soliste vocale tinere și talentate, pregătite de Căminul Cultural din Văleni, prin doamna Mariana Bițu, susținute de managerul primăriei Doru Bițu și, bineînțeles, susținute pentru că este în curs de formare un nou ansamblu la Văleni de primarul comunei Ion Șofaru, căruia îi mulțumim și pe care vă rog să-l aplaudați că, deși are și dânsul sărbătoare azi, vine alături de dumneavoastră. Au venit frumoasele? Iată-le, ele sunt fetele pe care am avut plăcerea să le cunosc și să le prezint la festivaluri. Crina Cimpoie, care ești? Aplauze! Mărguța Târnea! Și, atenție, împrumutată deocamdată de la Crâmpoia, pentru că este a dumneavoastră, Cristina Neagu! Despre Cristina o să mai auziți mult în viitor, dar sigur și despre Mărguța și despre Crinuța. În aplauzele dumneavoastră, solistele de la Văleni! Mulțumim! Mai luam și unul. Nu ești. Să ne punem pe partea de altă? Să ne punem pe partea de altă? Ne punem pe partea de altă? Da. Valinăm cu glas duios, vă cântăm ce e frumos. Haulita gorjului și murmurul oltului. Thank you.
și că-n focul dorului pe sufletul omului. Eu mă îndrăgorjeam că sunt și de când mă știu va când tot ce-i frumos pe pământ pentru tot omul de rând. Nu avem aceeași mamă, suntem o lege de seamă și noi ne-am legat prin cântec să cântăm lumii din suflet. Balinăm cu glas duios, vă cântăm ce e frumos, căulita gorjului și murmurul
Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos!
așa, băi, ia-mi scop. Am auzit, am auzit, am auzit, am auzit.
Am auzit aplauze? Prin Acimpoaie și Mărguța Dârnea de la Volen și a dumneavoastră, crâmpoiancă, micuța Cristina Neagu, aplauzele dumneavoastră. Veți mai auzi de ele, v-am spus. Deocamdată probleme tehnice, ele sunt în lucru pentru că sunt la început. Două dintre ele, să știți că deja lucrează cu orchestra profesionistă a ansamblului Doina Oltului, așa că în curând le veți vedea cu orchestră, fără probleme tehnice. Încă o dată aplauze pentru micile și talentatele noastre soliste. Mai ia din hal că nu strigăm darul. Da? Așa. Foarte bine. Stimați prieteni, am aflat să aplaudați, să-i spunem la mulți ani. Din partea GAL vor primi câte 500 de lei toate ansamblurile de dansuri, câte 100 de lei fiecare solist, vocal și instrumentist și cică ce mai rămâne de și la prezentator. Doamne ajută! Aplauze pentru GAL și pentru domnul președinte Constantin Ciobanu, la mulți ani, un om care într-adevăr ține la copii, la tradiții și tot ceea ce înseamnă promovarea tradițiilor. Pentru că, să știți, fără bani, asemenea lucruri nu se pot face. Știți cât costă un costum popular? Peste 30 de milioane. Niciun părinte nu are atâția bani să-i dea copilului să susțină. Felicitări, domnule Ciobanu, la mulți ani încă o dată. Vine pentru dumneavoastră de la Izvoarele, vecinul de lângă casă, niciodată nu te lasă. Vine ansamblul de dansuri Izvorașul din comuna Izvoarele. A fost înființat în 2013 și astăzi este debutul lor pe o scenă în fața atâtor oameni minunați cum sunteți dumneavoastră. De aceea vă rog să-i aplaudați ca să-i încurajăm de debut. Aplauze pentru ansamblul Izvorașul din Izvoarele. Coreograf instructor, fără nicio grijă că nu va fi bine, același minunat maestru coreograf, Marian Stănescu. Directorul ansamblului, Eugenia Ionela Mateșică. Coordonatorul ansamblului, el însuși, mare sportiv și dansator, primarul comunei, Florin Constantin Grosu. La mulți ani, primare, să te văd cum te ții de ăștia mici. Vor avea în program o suită mixtă, un dans de fete și un dans de băieți. Acompaniamentul muzical este asigurat de George Lupu. Ansamblul Izvorașul din Izvoarele. Thank you.
Aplauze pentru ansamblul Izvorașul din Izvoarele și pentru primarul dansator Florin Constantin Grosu. La mulți ani, Costică, să mă inviți, să mă inviți la următorul festival, că nici nu știi ce pierzi. Nici o nădejde, vin eu. Încă o dată aplauze pentru Izvorașul din Izvoarele. Stimați prieteni, am vreo 30 de ani de carieră artistică. Am văzut toate vetrele etnofolclorice din țara asta și le-am bătut, cum se spune, cu pasul. În urmă cu 3 ani am ajuns tocmai colea lângă Olt, în comuna Dobrotești din Teleorman. Este aproape de noi. Noi le spunem teleolteni la ăștia de la Teleorman de lângă noi. Am ajuns și am descoperit acolo, după atâția ani, am fost peste tot în țară, tocmai acolo nu ajunsesem, am descoperit o vatră de tradiții extraordinară. Acolo este patria fluierașilor și este vatra din câmpia Burnasului de la Teleorman, unde sunt cele mai frumoase cântece instrumentale, vocale. E suficient să amintesc de regretatul Liviu Vasilică și grupul lui. Dar acolo m-a încântat și îmi pare bine că primarul dumneavoastră, Ionel Mirea, a invitat în această zi la Crâmpoia ansamblul Fluierașii din comuna Dobrotești, Teleorman. Poftiți, copilași! Ansamblul Fluierașii din Dobrotești are două secțiuni. Are secțiunea de ansamblu de fluierași, coordonată de Ion Vișan. Și mai are ansamblul de dansuri populare, coordonat de Milica Gherghe. Managerul ansamblului de fluieraș și al ansamblului de dansuri populare este Răzvan Oprea, un om minunat pe care l-am cunoscut. Au și un solist vocal de excepție, Iulian Lătărețu, și au, stimați oameni buni, deasupra tuturor acestor artiști, o susținere extraordinară din partea unui om care este peste tot prezent cu ei și aici. Primarul din Dobrotești, Teleorman, Ion Mănica. Aplauze pentru primarul din Dobrotești și pentru ansamblul Fluierașii! Dobrotești, Teleorman!
Oh!
Thank you.